S-au pregătit intens și au fost răsplătiți. Vorbim despre elevii calificați la faza națională a concursului interdisciplinar de religie, cultură și spiritualitate românească și la etapa națională a Olimpiadei de religie. Ieri, elevii finaliști au fost binecuvântați de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Întâlnirea elevilor calificați la fazele naționale ale concursurilor religioase a început în paraclisul episcopal Sfântul Nicodim de la Tismana, al centrului eparhial. Aici, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a oficiat o slujbă de binecuvântare. Ierarhul le-a vorbit elevilor despre rolul pe care concursul național interdisciplinar, cultură și spiritualitate românească îl ocupă în educația lor culturală. La rândul lor, elevii au subliniat rolul formator al disciplinei religioase. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a citit rugăciunile de binecuvântare pentru elevii calificați la faza națională pe disciplina religie, atât la concursul cultură și spiritualitate organizat în cadrul inspectoratului nostru de Catedra de Religie și Catedra de Limba și Literatura Română, cât și pentru cei calificați la faza națională la Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox. Ne-am bucurat în cadrul acestor două concursuri de o prezență numeroasă, parcă din ce în ce mai numeroasă în comparație cu anii trecuți, ceea ce nu face decât să ne bucure și să ne facă să întrevedem un viitor luminos pentru biserica noastră strămoșească și pentru neamul nostru. Ce reprezintă pentru tine studiul religiei și ce ar trebui să reprezinte pentru tinerii din generația ta? Având în vedere că am mai participat și anul trecut, am avut parte de o experiență de neuitat și mi-am dorit să retrăiesc acest moment, chiar dacă am și examenul de capacitate. Nu este o piedică în a învăța și pentru examen religia. Este o plăcere. Pentru mine religia reprezintă sensul vieții mele. Ea îmi frumusețează viața și mă face să mă gândesc într-un alt mod la lumea care se află în jurul meu. Ce ar trebui să reprezinte pentru colegii tăi? Ce sfat le-ai putea da? Cred că i-aș sfătui să înțeleagă mai bine religia, pentru că este o materie foarte frumoasă care merită să fie înțeleasă, aprofundată și să fie cunoscută de toți. Am participat la concursul Cultură și Spiritualitate Românească și am obținut premiul întâi la etapa județeană, calificându-mă în acest fel și la faza națională. Pot spune că subiectele sunt cel puțin interesante, vizează experiența noastră culturală și religioasă deopotrivă, capacitatea noastră de a realiza diferite analogii, conexiuni între literatură și religie și, de ce nu, între literatură și celelalte arte. Ne bucurăm ca în fiecare an că preasfințitul Nicodim ne primește astăzi pentru a da binecuvântarea, cum a spus, copiilor premianți la nivel județean la cele două mari concursuri care au avut loc de curând, și anume Olimpiada de Religie, respectiv concursul interdisciplinar Cultură și Spiritualitate Românească. Avem aici pe elevii premiați care vor merge la etapele naționale împreună cu profesorii îndrumători și cât și cu părinții lor pentru, așa cum ziceați, pentru a primi binecuvântarea și pentru a discuta noi partea tehnică legată de Olimpiada Națională. Așa cum știm, va avea loc la Oradea, în perioada 1-5 mai, faza națională a Olimpiadei de Religie Ortodoxă, unde județul Mehedinț participă cu un număr de 8 elevi de la diferite școli și licee mehedințene, având în vedere că anul acesta avem copii și de la clasa 5-a și clasa 6-a care ne vor reprezenta la etapa națională. Totodată îi avem și pe elevii de la Cultură și Spiritualitate Românească, tot într-o prezență inedită, pentru că de anul acesta am revenit cu acest concurs la nivel liceal. Avem așadar două secțiuni, gimnaziu și liceu, pe fiecare secțiune câte un nivel, nivelul 1, clasa 5-6, nivelul al doilea, clasa 7-8, nivelul 3, clasele 9-10 și nivelul 4, clasele 11-12. Elevii s-au pregătit intens, lucrul cu ei este o deosebită bucurie și plăcere, pentru că sunt tineri dornici de a se afirma și de a-și pune în valoare aptitudinile pe care le-au dobândit. Ce reprezintă pentru ei studiul religiei sau pentru noastră ca profesor? Ce ați văzut vis-a-vis de relația lor cu studiul acestei discipline? Cred că studiind religia, pentru ei este o încununare și o împlinire a cunoștințelor pe care le dobândesc la toate celelalte discipline, oră de oră, zi de zi. Pentru că, practic, studiind religia, își împlinesc viața lor interioară, viața lor spirituală.
Cele două concursuri școlare naționale evaluează cunoștințele elevilor despre valorile spirituale românești.